Cea mai mare, dar și unica uzină de sortare a deșeurilor colectate din capitală își sistează activitatea începând cu data de 25 ianuarie. Despre aceasta au anunțat chiar reprezentanții companiei printr-o scrisoare deschisă adresată autorităților. Astfel, peste 200 de angajați, dintre care și persoane social vulnerabile, riscă să-și piardă locul de muncă. De cealaltă parte, autoritățile cataloghează această decizie drept un șantaj. Potrivit reprezentanților companiei, decizia de a închide uzina a fost luată pentru că întreprinderea a intrat în faliment, iar asta deoarece nu a fost susținută de autoritățile publice locale. Motivul este lipsa unei viziuni din partea PL-ului și lipsa unei dorințe de a continua acest proiect. Nu era finanțare, deci nu era nicio finanțare, ci doar compania noastră a finanțat acest proiect. De cealaltă parte, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, spune că nu vede o problemă dacă uzina nu va mai lucra. Ba mai mult, crede că în acest mod reprezentanții companiei vor să intimideze autoritățile municipale. Urmează să discutăm și cu ăștia de la ABS. În principiu nu văd o foarte mare problemă dacă se vor dezice, dar vreau să vă anunț că nu ne vom da șantajului, dar percepția mea este că cineva încearcă să șantajeze municipiul. Au mai încercat și alții. Dar ce motiv ar avea? Ce motiv ar avea? Ca să mai ia niște bani de pe dumneavoastră, noi, toți locuitorii municipiului Chișinău. Întreprinderea de sortare a deșeurilor municipale mixte a fost lansată în anul 2017 printr-un proiect pilot la inițiativa primăriei. Aceasta este dotată cu tehnică de sortare și reciclare a deșeurilor. Până acum au fost sortate 10 tone de gunoi adunat din capitală.